Modurile populare românești. Muzica populară românească cuprinde atât muzică vocală, cât și instrumentală sau vocal-instrumentală. Dintre acestea, predominantă este muzica vocală. Să vedem care sunt caracteristicile folclorului nostru muzical. Are caracter național, deoarece este specific poporului român. Are caracter anonim, pentru că nu se cunoaște autorul. Are caracter oral, deoarece se transmite din generație în generație prin viu grai. Folclorul muzical românesc este o creație colectivă, pentru că de-a lungul timpului, interpreții aduc modificări creației în funcție de posibilitățile vocale și posibilitățile instrumentelor muzicale pe care aceștia le folosesc. O altă caracteristică o reprezintă sincretismul, adică îmbinarea elementelor muzicale cu cele literare și coregrafice. Una dintre cele mai importante caracteristici ale folclorului românesc îl constituie faptul că melodia se cântă pe o singură voce, adică este omofonă. În folclorul românesc există trei categorii de melodii. Cântece, ale căror linii melodice se apropie mult de intonațiile vorbite, așa cum le întâlnim în unele genuri, cum ar fi baladele, bocetele sau cântecele din folclorul copiilor. În acest caz, rolul predominant îl are textul. A doua categorie este cea a cântecelor la care melodiile sunt foarte ornamentate și dau senzația că linia melodică este mult mai importantă decât textul, așa cum o întâlnim la doină. Cea de-a treia categorie este reprezentată de cântecele la care melodia și textul sunt la fel de importante. În urma cercetărilor făcute de-a lungul timpului, s-a descoperit faptul că melodiile populare, indiferent dacă acestea sunt vocale, instrumentale sau vocal-instrumentale, nu sunt scrise într-o anumită tonalitate. Sunetele așezate în ordine ascendentă sau descendentă nu respectă la toate cântecele locul tonurilor și semitonurilor din gamele majore și minore pe care le-am învățat până în acest moment, dar seamănă foarte mult cu scările muzicale folosite de grecii antici sau întâlnite în muzica medievală. Aceste scări muzicale se numesc moduri. Termenul a fost preluat de către folcloriști în studiul muzicii populare românești. Dacă am încercat să descoperim ce scară muzicală folosește fiecare cântec popular, am observat că există foarte multe moduri. Unele alcătuite doar din sunete naturale, fără alterații, adică fără diezi sau bemoli, iar altele alcătuite din sunete naturale și sunete alterate. Dintre acestea, să ne oprim atenția asupra modurilor populare alcătuite din sunete naturale. Aceste moduri se numesc diatonice și au primit denumirile modurilor medievale sau antice cu care se aseamănă. Pornind de la cele 7 note muzicale, hai să descoperim cele 7 moduri populare care se pot construi fără a folosi nicio alterație. Oprește materialul video pe această imagine. După modelul de pe ecran, scrie în caiet 7 scări muzicale folosind doar sunete naturale. Fiecare scară muzicală va începe de pe un alt sunet. Descoperă care este locul tonurilor și al semitonurilor în scările muzicale obținute. După ce ai terminat de scris, pornește materialul video și verifică dacă ai scris bine. La fiecare mod popular vei audia și un fragment al unei melodii populare. Primul mod se formează pe nota Do, este identic cu gama Do major și se numește modul ionic. Să ascultăm acum cântecul Bate murgul din picior. Cel de-al doilea mod se numește modul doric. Îl vom construi începând de pe sunetul re. Putem observa că s-a schimbat locul semitonurilor. Acestea apar acum între treptele 2-3 și 6-7.
Ascultă un fragment din cântecul Bogatul și Săracul. Al treilea mod începe de pe sunetul mi și se numește modul frigii. Semitonurile se găsesc între treptele 1-2 și 5-6. Să ascultăm cântecul Brazi înalți și încetinați. Modul pe care îl putem construi, începând de pe sunetul fa, va avea semitonurile între treptele 4-5 și 7-8. Acest mod se numește modul lidic. Vom asculta un fragment dintr-un joc din Bihor. În continuare, să construim modul de pe sunetul sol. Acesta seamănă foarte mult cu modul de pe sunetul do. Se numește modul mixolidic. Are semitonurile între treptele 3-4 și 6-7. Ascultăm acum cântecul Plânge-mă, Maică, cu dor. Cel de-al șaselea mod se numește modul eolic și pornește de pe sunetul la. Semitonurile se găsesc între treptele 2-3 și 5-6. Privește cu atenție acest mod, deoarece este identic cu gama la minor natural. Să ascultăm cântecul La toți le-a cântat cucu. Ultimul mod se formează de pe sunetul si și se numește modul locric. Are semitonurile între treptele 1-2 și 4-5. Vom asculta cântecul De-oi avea, de noi avea. Toate modurile prezentate în acest material pot fi construite începând de pe orice sunet dacă respectăm ordinea tonurilor și semitonurilor. Pornind de pe sunetul do, încearcă să construiești toate modurile prezentate în acest material. Descoperă de câte alterații ai nevoie pentru construcția fiecărui mod.